Conducerea PSD Roman a stabilit numele candidatului pentru primăria Roman. Pe surse s-a aflat că este vorba de ex-deputatul Marius Neculai, nume încă neconfirmat, dar nici infirmat de senatorul Dan Manuliu. Acesta spune că numele candidatului trebuie validat de biroul politic local și de cel județean al partidului. Doamna Ordean, eu pot confirma că există niște pași de urmat conform statutului. Urmează să discutăm în birourile județene și loc și biroul municipal și cu președinții de organizații privitor la candidatul nostru, după care vom face anunț oficial în presă pe cu președinții organizații județene. Nu am putut face lucrul acesta așa cum am promis acum, pentru că știți foarte bine, am stat la București 2 săptămâni și prioritar au fost aprobăm bugetul, suntem de blocat situația în țară, pentru că erau blocate toate unitățile administrative teritoriale, inclusiv consiliile județene, neavând și ministerile, neavând un buget aprobat, n-am reușit. Vom urma pașii, așa cum știi, statutul, pentru a nu avea niciun fel de discuții nici în cadrul organizației municipale și județene, nici în afară. Marius Neculai este un tânăr om de afaceri cunoscut romașcanilor din vremea când a fost deputat PDL în colegiul uninominal Roman Ion Creangă în mandatul 2008-2012, timp în care s-a mișcat extrem de bine cu realizări certe în colegiul său, mai ales în ceea ce privește sprijinul acordat Spitalului Municipal de Urgență Roman, scos din cursa electorală de către primarul Laurențiu Leoreanu la solicitarea expresă a lui Traian Băsescu. Pentru a se face loc Elenei Udrea, Marius Neculai devine independent. Intrat în PSD la rugămintea ex-senatorului Ioan Chelaru, Marius Neculai are o prezență destul de discretă în viața organizației PSD Roman. Determinat probabil de revanșa pe care vrea să o aibă asupra deputatului Leoreanu, Marius Neculai a acceptat să intre în cursa pentru fotolul de primar, fie el și doar pentru 3 ani. Va fi cel puțin o campanie electorală extrem de interesantă în care Lucian Micu are avantajul de a fi pe funcție și de a avea sprijinul deputatului Laurențiu Leoreanu, care se bucură încă de simpatia romașcanilor. Marius Neculai vine cu simpatia electorală a PSD-ului. Din păcate, în scădere în această perioadă de ineficiență a guvernului Grindeanu, paralizat de contestații stradale din Piața Victoriei.